Adolescentul de 16 ani care a percutat cu motocicleta o mașină de poliție în periferia pariziană este declarat în moarte cerebrală. Cei doi polițiști implicați în accident au fost eliberați după 2 zile petrecute în arest preventiv, dar ancheta abia începe. În urmă cu 2 luni, un incident asemănător a condus la câteva nopți de violențe fără egale în periferiile marilor orașe din Franța și discut mai multe cu Marcela Ferraro, editor corespondent al FNews în Franța. Marcela, bun găsit! Bună ziua! Da, este o situație care ar putea să devină foarte tensionată. Ceea ce s-a întâmplat acolo este prezentat în 2 versiuni diferite de către avocatul tânărului și de către avocatul polițiștilor. Tânărul de 16 ani rula cu motocicleta pe o pistă ciclabilă, participa la un rodeo, nu purta cască de protecție, asta spun polițiștii. O altă mașină de poliție a sosit fără să fie la curent cu ceea ce se întâmplă, iar tânărul a percutat mașina poliției, se vede de altfel în portiera din stânga a mașinii polițiștilor că a fost percutată extrem de violent. Nu este și versiunea pe care o prezintă avocatul tânărului. Problema este că tânărul este în moarte cerebrală în acest moment și situația ar putea să devină extrem de tensionată. Este zona în care au fost violențe puternice în urmă cu 2 luni. Marcela, era nevoie ca cei doi polițiști să fie arestați? Există o discuție și pe tema asta, pentru că se pare chiar că de data aceasta polițiștii nu erau vinovați. Tânărul a refuzat să se supună somației, de a se opri, de a se supune controlului. Polițiștii care au ajuns ulterior cu mașina, cum spuneam, nu erau la curent cu ce se întâmplă și nu e foarte clar deocamdată dacă au tăiat calea tânărului sau nu, însă autoritățile sunt extrem de atente în acest moment să nu aprindă din nou focul în suburbii, cum s-a întâmplat în urmă cu 2 luni. În acest moment, în periferie, au fost trimise din nou forțele speciale de poliție, în special pe parcursul nopții, pentru a preîntâmpina o eventuală izbucnire a violențelor. Dar tu ce crezi, Marcela? Va fi din nou în periferie la fel? Este extrem de dificil de prevăzut ce se va întâmpla în acest moment. Situația este însă destul de tensionată. Am înțeles, Marcela. Mai vorbim și mâine. Mersi tare mult!